Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Un eveniment cu o tradiție de 7 ani are loc și anul acesta pe plaiurile Vrâncene timp de 2 zile. Este vorba de activitatea Mausolee pe bicicletă, o manifestare la care și-a anunțat participarea însuși Principele Nicolae al României. Acesta va fi în mijlocul evenimentelor prilejuite cu această ocazie și va pedala alături de cicliști în turul mausoleelor din județ. Manifestarea își propune să pună în valoare patrimoniul cultural al județului Vrancea, în special al localităților de pe traseul ciclist. Sâmbătă 17 septembrie se va desfășura turul ciclist al mausoleelor vrâncene în prezența Principelui Nicolae al României. Manifestarea aflată la a 7-a ediție adună la start 130 de pasionați ai mersului pe bicicletă, atât din Focșani cât și din alte județe. Plecarea va avea loc sâmbătă dimineața din Focșani, traseul având o lungime de 155 de kilometri și va dura în jur de 10 ore, finișul competiției desfășurându-se la Mausoleul Eroilor Mărășești. Participanții vor face mai multe opriri la toate mausoleele de pe traseu, unde vor avea parte de evenimente artistice și gastronomice. La Gura Caliței am descoperit o școală nou construită la standarde europene. Începută în anul 2018, unitatea de învățământ s-a ridicat în aproximativ 3 ani pentru ca anul acesta, pe 5 septembrie, să-și primească elevii în haine noi. De altfel, toate școlile și grădinițele din localitate au beneficiat de reabilitări în ultimii ani, dar de departe această școală destinată elevilor de gimnaziu a fost ridicată din temelii. Cu o arhitectură avangardistă, lăcașul de învățământ dispune de o curte imensă, unde copiii își pot petrece în voie pauzele dintre ore. Elevii de gimnaziu din Gura Caliței au început anul acesta cursurile într-o școală nouă. Lucrările demarate în urmă cu aproximativ 3 ani au fost finalizate anul acesta, iar unitatea de învățământ și-a putut primi elevii în 11 săli de clasă dotate la standarde europene. De la table inteligente, la videoproiectoare, mobilier nou și calculatoare noi, copiii beneficiază de toate dotările pentru desfășurarea unui învățământ de calitate. Mai mult decât atât, școala dispune de încălzire centrală și dușuri. Să știți că sunt foarte, foarte, foarte încântată și uimită de școala asta pe care s-a făcut în ultimii 2 ani, nu? În ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani? Parcă da, început. Acum intens, s-a lucrat în ultimul an. Ea este începută... În 2018. Dar intens acum s-a lucrat. Cred că sunteți mândru că aveți așa o școală. Foarte mândru, da. Nu? Da. Și am înțeles că toate școlile sunt bine puse la dotate cu, da, cu tot ce trebuie. Da. Și încălzire și iluminați? Avem încălzire centrală în absolut toate școlile, bine cu divers combustibil, iluminat corespunzător. O să fie o problemă cu... Grupul sanitar numai la interior, știm în toate asta, școlile, da, și grădinițele. Cei mai fericiți de noua școală au fost elevii care au pătruns în școală cu speranța unui nou început, dar și fericiți că pot învăța într-un astfel de lăcaș de învățământ. Ei speră ca la terminarea studiilor să poată ajunge la cele mai renumite licee din Focșani. Cum te numești? Upăză Diana. Diana, ce ai zis tu când ai văzut școala asta nouă și frumoasă? Că este o școală minunată. Așa. Și clasele sunt aranjate frumos și are tot ce le trebuie. Tot ce vă trebuie. Îți place să vii la școală? Te-ai gândit ce vrei să faci după ce termini liceul? Da, mi-ar place pe... Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea pe... la liceul pedagogic. Vrei să fii învățătoare? Da. Să-ți ajute Dumnezeu și tu? Mă numesc Poza Andreea și în viitor mi-ar place să fiu IT-istă. Artistă? IT-istă. IT-istă, da, să câștigă mulți bani cu IT-ul ăsta. Da. Da. Bun, dar îți place fizică, îți place matematică, îți place... Da, 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 îmi place. Deci învățați bine. Felicitări. Și băiatul ăsta cu părul frumos, așa, și cu breton, cum Brălău te numești? Mario. Cum? Brălău Mario. Mario, îți place la școala asta? Da. Ce vrei să ajungi tu? Programator. Programator. Mă, dar toți sunteți foarte, foarte bine înfipți în viitor. Bravo, felicitări. Altă dată vin și stau de vorbă cu mai mulți copii, acum nu mai e timp, numai fete frumoase, nu mă îndur să plec de aici și băieți frumoși, tu ce vrei să te faci? Ce vrei să ajungi? Jandar. Jandar? Uite, domnule, că o să ne... Cu cine să mai vorbesc repede, domnișoară, tu cum te numești?
Alesia. Alesia. Și tu tot fotbalistă? Nu, eu vreau să dau la liceu de arte. La arte? La noi la liceu de arte. Și acolo e o școală superbă. E o școală, liceu de arte arată. Dar tu și să cânti sau să desenezi? Să desenez, mă, deci ce mai bine. Da? Păi te așteptăm. Și tu tot la arte? Nu, eu vreau să mă fac polițistă. Polițistă, cum te numești? Evelina. Sărbătoare mare în orașul Dintrevii, este vorba despre Odobești, unde în fiecare an are loc festivalul Toamna Odobeșteană. Evenimentul de mare interes pentru vrânceni și podgoreni a devenit o tradiție ce se sărbătorește în fiecare an încă din 2008. După o pauză impusă de restricțiile COVID, manifestarea a debutat cu o activitate unde s-a elogiat atât orașul Odobești, cât și zonele viticole. Într-un cadru festiv, la care au fost invitați oaspeți de seamă ai județului, a avut loc și o degustare de vinuri. Ca în fiecare an, locuitorii orașului Dintrevii sunt invitați să participe la Toamna Odobeșteană. Tradiția privind organizarea evenimentului s-a păstrat la Odobești, iar localnicii vor avea parte de 3 zile de sărbătoare cu spectacole de muzică folk, folclor și muzică ușoară. Manifestările au debutat cu aniversarea a 50 de ani de la omologarea soiului de vin autohton, care a luat naștere la Odobești în anul 1972. Invitați la eveniment au fost oameni de seamă ai județului nostru, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din Vrancea. Aceștia au avut ocazia să deguste renumitele soiuri de vinuri precum Galbenă de Odobești, Fetească Regală și Șarbă, ce au adus de-a lungul timpului numeroase premii internaționale la concursurile de profil. Permiteți-mi să vă urez bine ați venit în Odobești, orașul vinilor domnești, orașul care reprezintă cea mai mare podgorie din România, o podgorie care este foarte însemnată și care trebuie să fie un brand de țară, așa cum a fost catalogat de toate instituțiile de cercetări și statistică, care au prevăzut că Galbena de Odobești este a treia cea mai cunoscută marcă din România, într-un top al celor mai cunoscute mărci, după Dacia și Eugenia. Odobeștiul, podgoria noastră, este o podgorie care însumează aproape 10.000 de hectare și care a adus de-a lungul timpului foarte multe premii la concursuri internaționale prin societățile producătoare de vin din orașul nostru. Avem în orașul nostru stațiunea de cercetări viticole, o stațiune care pentru noi este un moment, este un lucru foarte important, este o instituție extraordinar de importantă, reprezentativă, un blazon al orașului pe care trebuie să-l readucem la strălucirea de odinioară. Am alături de mine reprezentanți ai Guvernului României, reprezentantul tuturor Guvernului României, reprezentantul conducerii județului Vrancea, parlamentarii noștri și fac un apel către dumnealor să ne ofere sprijin în perioada următoare pentru a putea să reîncepem la stațiunea de cercetări viticole un proiect de producția materialului săritor. Să facem butaj pentru a replanta viile din România cu viță sănătoasă, cu clonă de șarpă, de galbenă de Odobești, de Fetească Regală, ceea ce avem în colecția stațiunii de cercetări viticole. Podgoria Odobești este una dintre cele mai mari din România, ce însumează aproape 10.000 de hectare de viță de vie. Societățile producătoare de vin din Odobești au primit nenumărate premii internaționale pentru savoare și finețe a licorii. Tocmai de aceea, oamenii de afaceri din domeniu sunt încurajați să-și producă vinurile. Ce poate fi mai stimulant sau stimulativ decât moștenirea care dă roade, așa cum este soiul șarba și nu doar soiul șarba. Vă spunea domnul primar de Galbena de Odobești, cu care s-a identificat orașul Odobești, dar vedem că timpurile schimbă și gusturi, sper să nu ne schimbe pe noi prea mult ca oameni, și astăzi a ajuns ca șarpa să fie mai cunoscută, cel puțin la nivelul județului Vrancea, decât Galbena de Odobești. Asta vorbind strict despre vin și șarpă. Dar
nu pot decât să apreciez și să încurajez, dar în același timp să și ofer suportul autorității publice locale și domnului primar Nicolaș, pentru că dincolo de atribuții administrative, birocratice, infrastructură și alte investiții la nivel local, își alocă timp, resurse pentru a bifa și pentru a menține și acest spirit, cel al viticulturii, într-o manieră cât mai ridicată. Pentru că, așa cum spunea și domnul primar, și știm cu toții, cred, din această sală, și nu numai, județul Vrancea are cea mai întinsă suprafață vitivinicolă din România. Suntem binecuvântați și cu păduri, și cu foarte multe terenuri la șes, cu multe albi de râu. Avem în județul Vrancea o mulțime de resurse. Dar una din resursele importante ale județului Vrancea este via. Consiliul Județean Vrancea, prin președintele Cătălin Toma, a ținut să felicite autoritățile locale odobeștene pentru organizarea acestui eveniment și implicarea totală în activitățile derulate cu această ocazie. Nu au fost uitați nici podgorenii care au reușit să ridice producerea vinului la rang de artă. Stimați odobeșteni, permiteți-mi să vă spun că Podobești pentru mine înseamnă un pic acasă. Sunt de aici, din zona dumneavoastră, din această podgorie minunată. Într-adevăr, susțin că Podobești este cea mai mare podgorie pentru că se află și Jariștania. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă pentru mine Podobești. Înseamnă, într-adevăr, această frumoasă avere, cuvântul avere, dacă vorbim prin Podobești, prin toată zona asta, este foarte des întâlnit, pentru că, într-adevăr, este o avere extrem de importantă. Vița de vin, viticultura aceasta pe care noi încercăm să o protejăm. Mai greu cu dezvoltatul, din păcate. Dar cred că cei mai importanți sunt oamenii care au făcut posibilă această îndeplinicire, acei odobeșteni, acel primar Manea Băiatu, dacă vă duceți aminte, este cel care a ajutat enorm prin resurse proprii de a scăpa de acel nebun, să zicem, sau boală care a intervenit filoxera la vremea respectivă. Acest primar a făcut tot posibilul prin resurse proprii să aducă mutași în așa fel încât să salveze această minunată podgorie. Sunt și acum oameni care cred că își dedică mare parte din viață viței de vie. Aici sunt foarte multe zicale cu vița de vie, știți că se spune vie-i vie ca să învie. Mai există și alte ziceri care, într-un fel sau altul, au pornit de la anumite îndeleniciri care nu prea fac cinste, dar nu o să le repet acum. Important este că via înseamnă viață, înseamnă muncă, înseamnă familie și, din păcate, trebuie să recunoaștem, acum vreo 10 ani, încă mai era principala sursă de venit a acestui județ. Acum nu mai este. Acum vreo 10 ani, 100.000 de vrânceni aveau ca sursă de venit vița de vin. Scriitoarea Lucica Nistor și-a lansat ieri volumul de poezii Lan de Romaniță. Manifestarea desfășurată într-un cadru mirific la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia a marcat debutul poetei cu această carte ce i-a scos în evidență sensibilitatea și puritatea sufletului. Aflată la primul său volum de poezii, Lucica Nistor dă dovadă de un mare talent și inspirație, cel puțin așa susțin oamenii de litere. Lucica Nistor, un artist complet, și-a lansat ieri la Teatrul Maior Gheorghe Pastia primul său volum de poezii intitulat Lanul de Romaniță. Cartea, a cărei titlu sugerează o sensibilitate aparte a poetului, are coperțile pictate de autoare și reprezintă esența cărții, așa susțin cei care au luat parte la eveniment. Printre invitați de seama ai activității s-au aflat profesor Ioan Culiță Ușurelu, jurnalistul Radu Borcea, membru al Ligii Scriitorilor din Vrancea, Petrache Plopeanu, membru al Uniunii Scriitorilor, și Adrian Matei, membru al Ligii Scriitorilor din Vrancea. Bun venit în sala Teatrului Maior Gheorghe Pastia.
pentru un eveniment literar, un eveniment care vine să prefaceze pe cel ce se va desfășura în finalul săptămânii viitoare, când bănuiesc dumneavoastră și alți prieteni, atât din Focșani, din Brancea și din întreaga țară, vor fi prezenți la spectacolul care va încununa festivalul Vrancea Literară. Astăzi, așa cum vă spun, o lansare de carte, un moment important pentru viața autoarei, e primul volum tipărit. Sper că îl veți citi, sper că vă va face plăcere să citiți versurile Lucicăi Nistor și prin ceea ce veți transmite după ce veți citi poeziile domniei sale, să o încurajați să mai scrie sau să se apuce de altceva. Asta depinde de dumneavoastră. Lucica Nistor este totodată și actor. Aceasta a debutat în scurtmetrajul Odată cu răsăritul soarelui și a bifat pe scena focșăneană înainte de a se dedica complet teatrului, mai multe spectacole, purtând semnătura regretatului regizor artistic și cineast Constantin Balagi. Pe această copertă este o potecă. În viață facem câte un bilanț. Și socotim cât am dat, cât am luat, cu cât am rămas. Eu am ales această potecă de a fi dascăl și nu numai. Aici, când am urcat pe scena aceasta, am înțeles de mult că pentru a transmite dincolo de rampă ceea ce eu simt, trebuie să fiu adevărat. Și asta înseamnă că eu, în cartea aceasta, am vrut să fiu adevărată. Am scris ceea ce am simțit, am trecut cu floarea tămăduitoare de ursită și de scânt, leacul amar pe tot ce doare, măreața mea cea mică floare, prin casele voastre. Primele romanițe au fost copiii, iar dumneavoastră sunteți florile mele de romaniță, din lanul de romaniță. Pentru că ceea ce am simțit eu, ați simțit și dumneavoastră. Și durerea, și nunta, și păcatul, și ursita, și descântul. Am structurat cartea pe 5 capitole, dar n-am uitat să presar din abundență și din belșug flori de romaniță. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va rămâne caldă pentru această perioadă. Cerul va fi acoperit și vor avea loc furtuni și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!